Sâmbătă, în jurul prânzului, liniștea giurgiuvenilor ce locuiesc în zona intersecției Bulevardul Dacei cu șoseaua București a fost tulburată de un eveniment rutier mai puțin obișnuit. Două mașini matriculate în Bulgaria, un Opel Omega și un Opel Vectra, s-au lovit frontal chiar pe sensul de ieșire a benzinăriei din zonă. De vină pentru producerea accidentului este conducătorul autoturismului Opel Omega, care nu a respectat semnificația indicatorului accesul interzis și a intrat în benzinărie pe contrasens. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul Dragger în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma testării a reieșit faptul că nici unul din conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul autoturismului Opel Omega nu a respectat semnificația indicatorului accesul interzis în stația Peco, a pătruns pe ieșirea din stația Petrom, moment în care din stație ieșea autoturismul Opel Vectra, cu care s-a ciocnit frontal. Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier. Din coliziunea celor două autovehicule a rezultat rănirea ușoară la conducătorul auto, care ieșea din stația Peco. Conducătorul auto vinovat de producerea evenimentului rutier îi se va reține permisul de conducere pentru cercetări în vederea stabilirii vinovăției. În urma accidentului, șoferul autoturismului care circula regulamentar s-a ales cu câteva răni ușoare. Conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rutier i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.